Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar de rețeaua aia care falsifica carne de pui din Iași, cum să falsifici carne de pui? Da, deci au furat tone, tone de carne de pui, au crescut greutatea prin injectarea cu apă și au băgat în buzunar deci, banii spre știam, deci au vândut apă, eu, practic, la preț de carne de pui. Da, știam. De-aia lasă-mă atâta apă în tigaie. Da, mă, exact. Deci nu mai poți să gătești un piept de pui corect la tigaie, că sare în toată bucătăria. Auzi, este un fierător. Poate puiul ăla era pregătit gata de ciorbă. Nu mai îl puneai doar ce în... Da, de și lăsa apă. Și lăsa apă. Dacă nu ții temperatura foarte înaltă, da? Dacă... Când prăjești carne de pui, da. În momentul în care au trecut 2 minute, să zic, ăla băltește, mă, da, deci exact, lasă multă exact apă și începe să fiarbă, exact, în loc să se facă rumen cum l-ai dori, știi? Deci 7 persoane din Iași, șefurețele e un contabil și dacă ridici temperatura, sare de nebunește, adică... Dacă pui ulei. Păi da, sau... ce altceva să faci? Eu ce... pun unt, dar discret, de asta că să avut regim. Eu. De asta am avut să gătești la temperatură înaltă, că se arde imediat. N-ai treabă. De asta o fi avut eu probleme cu șnițele la atunci. Da, îți dai seama, posibil. Tot deci șefurețele... rețeaua e vastă, fii atent. Fiți atent, șefurețele, rețea de 7 persoane din Iași, șefurețele, un contabil, acțiunea se făcea, eu aș vedea cum era aia cu secretul lui Bacchus. Da. Secretul contabilului, cum ar fi ceva, știi? Acțiunea se făcea la un depozit de carne de pasăre, unde se realiza procesul de frăgizire a cărnii, prin care aceasta este injectată cu un amestec de apă și condimente, în proporție de 20-25%, după care carnea era congelată în baxuri a 10 kg. Frână. Eu nu știam că pentru frăgizirea cărnii de pui se injectează cu apă și condimente în proporție de 20-25% și retransmisă de C4 Media. Nu, mă, ăsta trebuie să fi fost un pui ceva, un pui fezandat, adică să fi fost vândut ca atare că... Mă? Cei 7 membri ai rețelei au stabilit să injecteze în plus 2-4% apă, iar cantitatea suplimentară astfel obținută să și-o însușească. Rulajul de minimum 20 de tone de carne al societății le-ar fi furnizat aproximativ 800 de kilograme lunar. Câte kilograme? Dacă stai să te gândești, da, și să fim onești, ideea e genială. Că n-au dat, adică, băi... Infracțional cât, genială. Da. Cât e procentul, ai zis? 25%. 2-4%. Nu, ăla inițial. 20-25%, eu nu cred, e ceva în regulă. Că pui 20-25% sau pui 22-27%. Da. Nu e, adică nu deranjezi foarte tare și uite că profitul fiind rulajul mare era important. Știi că a fost un manager genial care la un moment dat s-a fost angajat la o fabrică de conservat măsline și erau pe pierdere. Mhm. Uh-huh. Și atunci omul a decis, avea o producție foarte mare și a decis să scoată câte o măslină din fiecare borcan. Și a trecut pe câștig în felul ăsta. Serios? Păi da, că o economie. Okay, caz real? Este... Uite, sau o să mă documentez dacă e asta... caz real, dar chiar și ca anecdotă este foarte bună. Da, sigur că dacă ai un volum uriaș, impresionant, da, contează. Bun, stai mă puțin. Eu nu știu asta. Cum aveau ăștia cu puiul. Știe cineva, ne ascultă cineva care lucrează în industria de carne? La vreun abator sau a avut vreun business cu asta sau magazine sau cineva care înțelege asta, frăgezire prin injectare cu apă și condimente. Eu nu știam că există așa ceva, aparent se întâmplă și concluzia, mă rog, oricum ca să termin știrea asta, Curtea de Apel Iași a decis încetarea procesului penal în cazul tuturor inculpaților după un timp pentru prescrierea răspunderii penale. Deci iar un dosar în... Deci Curtea Constituțională, frate, ne lovește și la friptura de pui. Nu se poate. Deci a încetat procesul prin prescripție specială, inclusiv la friptura de pui injectată cu apă. Și așteptăm mesaje, dacă e ceva, revenim. După cum știam, am primit foarte multe mesaje că ai făcut apel la cei care lucrează în industria cărnii sau, mă rog, au habar de ceea ce se întâmplă cu carne injectată cu apă. Și ni se reconfirmă aia că la fabricile de mezeluri se folosește metoda asta de injectare cu apă și conservanți, da? Pentru mezelurile afumate la cald, mușfile, bacon și așa, dar mai legitim departe. Legitim, adică așa se face, nu că legal, e ceva ilegal. Da, asta e tehnica. Așa, însă, mai avem niște detalii. Uite, cineva ne spune, Titi, că nu e normal să se injecteze carnea proaspătă și să o congeleze după aceea, da, cum scria în știre, asta, da? Asta zice... e și o ilegalitate. Și băieții lucrau acoperiți de cei care trebuiau să controleze calitatea. La produsele fierte se poate injecta carnea proaspătă, după care se fierbe și se stabilizează produsul, dar nu carne ce urmează să fie vândută ca și carne proaspătă, uh-huh, în galantar. Și aici, nu știu, am dubii ce făceau ăia, dacă o vindeau carnea de pui ca
Da, oricum, fiind proaspătă sau sub formă de mezel. Dacă prind vreunul de ăsta care injectează cu apă pieptul de pui, îl pun să gătească la el în bucătărie numai carne de aia de pui cu ulei încins. Da, da, serios. Da. Sorine dă detalii, spune că pentru mezeluri, de exemplu, un kilogram de Kaiser, ceafă afumată sau ceva de genul ăsta, se transformă prin injectarea cu soluție apă plus condimente, că și acolo era vorba de apă și condimente, da? Până la 1,2 kg, adică de la un kil îi dă 200 de grame în plus, da? Deci 20%. Apoi se bagă în afumătoare și pierde apă până ajunge la maximum 950 de grame. Dacă n-ar fi fost injectat înainte, dintr-un kilogram se ajungea la 750 de grame și e pierdere mare. Bine, și produsul ar fi mai tare. Injectarea este parte din procesul tehnologic, am lucrat în abator, ne scrie el. Am înțeles. Și mai avem și de la o doamnă gospodină care spune că injectează mereu carnea de curcan cu apă și condimente și asta o frăgezește. Carnea de curcan fiind după mine oricum fragedă, da? Da. Mă rog. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.